data de 26 decembrie am fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre un conflict piscat între doi conducători auto. Din primele cercetări efectuate s-a constatat faptul că, în urma unei șicanări în trafic, un bărbat de 31 de ani ar fi înțepat anvelopa autoturismului unui alt bărbat de 32 de ani și de asemenea l-ar fi amenințat pe acesta. În cauză a fost întocmit dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, bărbatul bănuit de comiterea faptelor a fost sancționat contravențional conform legii 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice.